Primarul Leonarda Chiriloaiei a anunțat că în acest moment la creșa Smirodava sunt montate aparate de ventilație și că în cel mai scurt timp creșa va fi funcțională. În ceea ce privește termenul de deschidere, acesta nu s-a modificat. Părinții își vor putea duce copiii în acest centru de la începutul anului viitor. Se lucrează la montarea utilajelor. Acum știu că am văzut solicitarea, referatul pentru tubulatură, aparate de ventilație care în momentul acesta se montează acolo. Sperăm în cel mai scurt timp să fie funcționale. Noi ne-am propus să începem cu data de 1 ianuarie. Până la deschiderea creșei din Smirodava, centrul de zi Casa Fluturașilor funcționează într-o clădire de pe strada Primăverii, închiriată de administrația locală contra sumei lunare de 1500 de euro.